Nisipul ăsta e distractiv, mami! Super, draga mea! O să-l pun într-o lingură! Gustos! Nu! Nu faci asta! Pune lingura jos! Nu e mâncare, draga mea! Deși... mami are o idee! Trebuia să mă fi gândit la asta mai devreme! O să pun biscuiții în blender și acum o să-i pisez! Biscuiții ăștia trebuie să fie ca o pudră! Cred că ajunge! O să pun pudra pe tăvița asta! Scumpă, ia uite ce am! Oh, mai mult nisip! Și poți să guști nisipul ăsta! Mersi, mami! Mmm, cum e? Desenul ăsta e frumos! E minunat, scumpă! Uite, mami, acolo sunt florile și soarele și cerul! E atât de talentată! Micuța mea Picasso! Sunt norocoasă să am o fată atât de scumpă! Ce s-a întâmplat? Camera? E un dezastru! Gustos! Îmi place să desenez! Draga mea, am mai vorbit despre asta! Dă-i mamei creionul colorat! Trebuie să stăm de vorbă! Ăsta nu e bun pentru dinții tăi sau pentru burtica ta! Uită-te la tine! Sunt un tablou! Am nevoie de o vacanță! Sau aș putea încerca altceva! Ia un bol cu bănuți de ciocolată și topește-i! Umple o seringă cu ciocolata topită! Încă puțin! Cred că ajunge! Apoi injectează ciocolata într-un pai! După ce ai făcut asta, pune paiele în frigider! După ce s-a întărit ciocolata, îndepărtează paiul. Acum trebuie să devenim creativi. Folosește o ascuțitoare ca să-i faci un vârf într-un capăt. Vezi să fie curată ascuțitoarea? Apoi pune un ambalaj de creion colorat cerat în jurul ciocolatei. Creioane colorate sigure și comestibile. Repetă chestia asta cu diferite culori. Bună, scumpo! Mami are niște creioane colorate noi! Wow! Miros a ciocolată! Chiar e ciocolată? Așa e mult mai bine! Trebuie să fac curat! Iar! E timpul pentru un pahar bun cu lapte! Laptele vine de la văcuțe, mami! Știu, draga mea! Uite, mami, am terminat! Mu! Numele ei e Margareta! E prietena mea cea mai bună! E minunată! Trebuie să agățăm desenul undeva! Nu uita să-ți bei laptele! Lapte? Eu nu-l beau! Se întâmplă chestia asta de fiecare dată! Oh, cariocile alea mi-au dat o idee! S-ar putea să meargă! O să iau mănușa asta din latex și o să-i fac niște găuri în degete. Apoi folosesc o carioca neagră ca să desenez forme pe ea. E distractiv! Gata, seamănă cu o vacă! Acum o să torn laptele în mănușă. O umplu până sus. Cred că ajunge! Poftim! Pentru mine, mulg o văcuță! Iese laptele, mami! Am umplut paharul! Mi s-a făcut sete de la atâta muncă! Mmm, ce bun e! Nu pot să cred că a mers! Hai să-ți aranjez fundița, draga mea! Mult mai bine! Semnul e drept! Asta da treabă făcută bine! La mulți ani! Ți-am adus cadouri! Ce palpitant! Da! Iar eu am gustări! Uitați, serviți-vă, fetelor! Oh, dă-mi! Mersi, tati! Ok, deci, fetelor, încercați să nu faceți mizerie! Mersi că m-ai invitat! Ciocolata asta e bună! O să iasă nasol! Trebuie să pot face ceva! Uneori aș vrea să mă distrez! Nimeni nu se gândește la sentimentele tatălui! Nu-mi place chestia asta! Vreți să vă jucați un joc amuzant? Da! Ok, cred că suntem gata! Am nimerit! E grozav! Woohoo! Am reușit! Un alt plan grozav gândit de tata! Mă uimesc singur! Mă simt rău! Urosc să fiu bolnavă! Măcar am ursuleții ăștia din jeleu! Mmm... Ce face micuța mea? Nu-i de bine? Ok, scumpo, ai nevoie de niște medicamente. Ăsta o să te facă să te simți mai bine. Gura mare! Nu, nu-l vreau! E scârbos! Bine, o să încercăm cu pastilele astea. O să fie mai ușor de înghițit. Ia-o! Nu! Nu o iau!
Am încercat. Stai puțin! Ador ursuleții din jeleu! Cred că știu cum să o fac să ia pastila. Fă o mică tăietură în ursulețul din jeleu. Apoi bagă acolo o pastilă. Împinge pastila până când nu se mai vede. Apoi pune ursulețul din jeleu înapoi în bol. Ți-am mai adus niște gustări! Mersi, mamă! Sunt mai bune decât medicamentele! Atât de gustoase! Mănâncă-le pe toate, draga mea! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Gata! Am lipit și balonul ăsta drăguț! Ok, ia să verific frigiderul! Ia să vedem! Știu că am păstrat ceva deosebit pentru astăzi! Ah, uite-o! Bine că am etichetat-o! Am nevoie și de o lumânare! La mulți ani, Annie! Ce-i aia? Ce se întâmplă? Mi-ai organizat o petrecere surpriză? Sigur că da! La mulți ani! Puneți-o dorință! Super! Abia aștept să mănânc varza aniversară! O să desfac o frunză! Așa! E bună și proaspătă! O să mai mănânc un strat! La mulți ani, scumpă! Mă bucur că-ți place varza primită! Ah, și pentru mine? Aș putea să gust și eu un pic! Wow! Uite ce-am găsit în mijlocul căpățânii de vasă! O bomboană întreagă! Ce zi de naștere extraordinară! Și are aromă de portocale! Știu că e preferata ta! Așa-i! Poftim jumătate! E și mai delicioasă de a compart cu tine! Am terminat și ultima decorațiune în formă de fundiță! Ia să vedem! Nu știu ce să zic! Oare să-i placă? La mulți ani, dragă Emma! Ăsta-i tortul tău special! Poftim! Ce tort oribil! Nu asta mi-am dorit! Nu, poți să-l faci să arate mai bine? Nu știu, o să fac tot ce pot. Poate dacă îl decorez cu astea. Gata, am terminat. Și arată extraordinar. Arată complet diferit, ce-i drept. Oare o să-i placă? Oh, un tort cu brioșa deasupra. Super! Au, dintele meu! Mamă, de ce mi-ai făcut asta? Vai de mine! Nu, nu, nu! Trebuie să putem face altceva! Ah, corect! Adoră fructele proaspete! Aha! Sigur poți face ceva cu toate fructele din bolul ăsta? Da, evident! Doar sunt un maestru cofetar! Lucrăm des cu fructe! Mai exact, o să mă folosesc de formele astea pentru biscuiți! O să decupez câteva felii de fructe, ca să arate mai deosebit! Cine vrea fructe plictisitoare când poți avea floricele și steluțe? Acum că le-am decupat, pot decora tortul! Din fericire, am suficient spațiu pe tort pentru a adăuga toate bucățile de fructe. Și tortul e gata! Voilà! Ce părere aveți? Bravo! E clar o capodoperă de tort! La mulți ani, dragă Emma! Ăsta-i tortul tău special! Oh, wow! Îmi plac foarte mult și tortul și fructele proaspete! Sunt delicioase! Am vrut cei mai buni pentru fetița mea perfectă de ziua ei! La mulți ani! Apasă butonul de like și abonează-te pentru și mai multe clipuri geniale! Dă-ne un like și abonează-te pentru mai multe videoclipuri grozave! M-am plictisit! Asta e o lecție importantă! Sunny? Oh? Da, sigur! Se întâmplă asta în fiecare zi! Ce se întâmplă? Ah, da! Știi ceva? Nu e chiar așa de rău! Presupun că o postură bună este importantă! Măcar nu sunt singura! E cam umilitor să știi! Șt! Încerc să mă concentrez! Nu e corect! Mamă? Ce e? Ia uite, mi-l iei? Te rog! Da, sigur! Wow, nu vine să cred! Asta e pentru tine! Wow, mersi, mamă! Oh, ce-i ăsta? Un glob cu zăpadă? Ce să fac cu ăsta? Poftim? Nu-ți place? Îl voiam pe ăsta! De ce mi-ar face mama așa ceva? Nu mă dau bătută! Trebuie doar să fiu puțin mai convingătoare! Totul ține de perseverență! Trebuie să mănânc mai multe fibre! Te pot ajuta cu ceva? O să ai nevoie de asta! Și eu am nevoie de ăsta! Glumești? Bine! Aș face orice pentru o viață liniștită! Wow! Magazinul ăsta de jucărie grozav! Trebuie să mă comport cu profesionalism. Căutăm acest dozator. Fica mea vorbește non-stop despre el. Spune-mi că l-ai, te rog. Desigur, e chiar acolo. Serios? Wow, și e la reducere. Azi e ziua mea norocoasă. Stai! Nu se poate. Ce s-a întâmplat? Nu!
Jucăria? Se pare că s-a epuizat stocul. Dacă nu ești pe fază, pierzi. Mai mult noroc data viitoare. Nu, nu înțelegi. Am nevoie de dozator. Trebuie să găsesc o soluție. Poate merge să folosesc cartonul ăla. Cred că știu ce să fac. O să asamblez niște bucăți de carton așa. Vreau să construiesc o cutie. Bomboana o să iasă prin gaura asta. Acum o să pun niște dibluri din lemn pe laterale. Tai și lipesc straturi de carton. O să bag un diblu din lemn prin partea de sus. Apoi o să pun elastice din cauciuc pe fiecare parte a diblului. Apoi pot să bag piesa în cutie. O să stea pe zona cu gaura. O să trag elasticele din cauciuc peste diblurile verticale și pe partea cealaltă. E timpul să pun bomboana! Când împing cartonul, bomboana cade prin gaură. Apoi trebuie să mă ocup de secțiunea de deasupra. Trebuie să stea în unghi. Acum pot să fixez panoul frontal. O să așez cubul ăsta din sticlă deasupra cutiei. Apoi pun un capac. Îl umplu cu bomboane. Astea sunt preferatele lui Sunny. O să-i fac și o față. Vreau să fie haios. Merge! Ce zici, Sunny? Wow! E un dozator de bomboane și gume! Apasă-i nasul și vezi ce se întâmplă! Oh, place! Mai vreau! Lasă-mi și mie câteva! Nu prea mi-e nimic! Mamă? Ce mai e acum? Ia uite! Îl vreau! Dar de ce mă mai chinui? Ai întârziat cu plata! Stai puțin, s-ar putea să am niște bani! Accept și ață? Scuze, doar atât am! Nu, până aici! Trebuie să pleci! Dacă accept ață... Este extrem de jignitor! Trebuie să-ți găsești un alt loc unde să locuiești! N-ar trebui să fie prea greu de vândut! Îmi iubesc jobul! Sunt o persoană sociabilă, știi? Nu mi-amintesc de aceste decorațiuni! Ce s-a întâmplat aici? Casa-i de vânzare? Cum? Suntem evacuate? Ce se petrece aici? Nu se va întâmpla asta! Avem atât de multe vechituri! Ok, ce urmează? Mamă! Ce-i ăsta? Ai văzut afișul, nu? Trebuie să ne mutăm? E groaznic! Stai puțin, cred că știu ce să fac! Ne trebuie cutiile astea! O să pun una aici! Îmi trebuie și pistolul meu de lipit! O să acopăr partea de sus a cutiei cu lipici. Apoi o să lipesc o a doua cutie pe ea. Acum pot să așez construcția pe o parte. O să pun mai multe cutii deasupra. Acum îmi trebuie tubul ăsta din carton. O să pun lipici pe marginea cutiei. Cred că ajunge. O să lipesc tubul pe cutii. Lipsește ceva. Știu! Ăsta o să fie acoperișul. Se potrivește perfect. Acum trebuie să-l decorez. Micile detalii fac diferența. Acum o să pun țiglă pe acoperiș. Am făcut lămâia asta din carton. Și o să adaug aceste mici pompoane. Arată haios așa. Vreau să fie colorat. Asta-i cireașa de pe tort. Propriul meu stand de limonadă. Aproape că uitasem. Am nevoie de limonadă. Cred că e totul gata. Îmi place cum a ieșit. E timpul să tai panglica. Se pare că am deschis. Mai trebuie niște clienți. Iu, ce cald e! Bună, poți să-mi dai un pahar? E fix ce-mi trebuia! Mă bucur că ne-am întâlnit! Wow! Ador limonada! Vino! Vrem două, te rog! Haide, ia banii! Dați-vă de aici! Dăm, dăm, dăm! Okay. Yay! Wow, sunt bogată! Mamă, ia uite, sunt o antreprenoare! Șefuirea unei bănci nu este un model bun de afaceri! Vino, să-ți arăt! Am deschis un stand de limonadă! Wow! Sunt foarte mândră de tine! Ești incredibilă! Stai! Ai niște clienți! E destulă pentru toată lumea! O să fie o zi plină! Cine urmează? Ok, Alef! Cine crede că poate să rezolve aceste exerciții? Eu! Poate... Sunny? Da! Speram să mă alegeți pe mine! Ce sus sunt! Poftim, Creta! Poți începe! Nu o să vă dezamăgesc! Mă bucur să aud asta! Merge bine! Bravo! Am terminat! Ce sunt alea? Doamna profesoară?
e o glumă? Adică, sigur e? Nu există o altă explicație? Deci, cum am descurcat? Stai să mă uit. Adică, e interesant. Nu știu ce să zic despre ăsta. Credeam că răspunsul e 4. Și ăsta? Ce e cu el? E numărul 5. Da, nu sunt sigură de treaba asta. Cum pot să rezolv problema? Știu! Mai întâi am nevoie de o bucată lungă de carton. Apoi o să desenez numere pe ea. Uite așa! Acum o să le decupez. O să decorez cu mărgeluțele astea. O să fie colorate. E fix ce-mi trebuia. E un fel de șablon pentru numere. Wow, super! Ce idee grozavă! Poftim! Încearcă! O să pun cartonul pe tablă. Și apoi o să folosesc șabloanele ca să desenez numerele. E mult mai simplu așa. Aș fi vrut să am chestia asta mai devreme. Știam eu că o să meargă. Am terminat! Bravo, Sunny! Meriți un 10 cu felicitări! Sunt mândră de tine! Wow! Serios? Wow! Ce de dulciuri! Cred că am luat tot ce-mi trebuie. Ups, o să le adun mai târziu. O să le las jos. Ăsta e un loc bun. Nu merge. Trebuie să găsesc un loc nou. Să mă gândesc. Trebuie să fie un loc în care să le pot pune. Nu găsesc niciun loc. Ce mă fac? Cred că o să le pun pe pat. Poți să le păzești, ursulețule? Ce să mănânc mai întâi? Chipsurile sunt o alegere bună. Abia aștept să le ronțăi. Ce mizerie fac. Nu o să observe nimeni. Nu e mare lucru. Stai! Ce-a fost aia? Jen? Ce se întâmplă acolo jos? Uite ce mizerie e! E tare bun! Trebuie să pun undeva sucul. Ăsta pare să fie un loc bun. Nu, nu e! Ai grijă! L-am prins! Era cât pe ce? Nu! Nu mai face mizerie! Locuiesc și eu aici! Stai puțin, mi-a venit o idee! Am decupat un cerc dintr-o bucată de carton. Apoi o să-l învelesc în folie de aluminiu. Ador culoarea asta! Acum o să răsucesc capetele și o să le leg cu o panglică. Arată ca o bomboană imensă. Mi-e foame, dar nu e gata. Am nevoie de ghiveciul ăsta. Mersi, e perfect! O să pun bomboana imensă deasupra. Acum avem o măsuță. Bună! Ce frumoasă e ea! Glumeam, eu sunt! Jen, ia uite! Ce e aia? O să ținem pe ea toate gustările. Wow, e minunată! Hai să mâncăm! La prânz, bine? Ne vedem curând! Pa! Unde mi-e poșeta? O să lipesc semnul fix aici! Aștept clienți! O clientă! Bună, mami! Bună, Chloe! Bine ai venit în magazinul meu! Vezi ceva ce-ți place? N-am timp pentru asta! $38 pentru asta? Nu! Nu-i nimic, am destule! Ce mai vrei? Un flamingo, drăguț! E tentant, dar nu mersi, scumpa mea! Încerc să-mi găsesc poșeta! Știu ce-ți trebuie! Azi am primit-o! Poșeta mea! Dă-mi coace! O să te coste! N-am niciun ban, îmi pare rău! Atunci nu ți-o dau! Bani! Dar, bine, intru în joc, așteaptă puțin. Trebuie doar să iau ceva. Strălucește! Ce prostuță ești, mama! Accept doar numerar. Mă grăbesc, Chloe. Ce pot să fac? E așa, am o idee. Da, cred că va funcționa. Am nevoie de niște mănuși și de o cutie. Mă întorc imediat. Mai întâi o să tai cutia în bucăți. O să am nevoie și de lipici fierbinte. O să adaug o linie subțire de lipici pe bucata asta. Ar trebui să fie suficient. Apoi o să lipesc de dreptunghiul mare. O să apăs ca să se lipească bine. Apoi o să fac același lucru cu restul. Bucățile de la capăt au fante în ele. Apoi am nevoie de o bandă de hârtie. O să rulez. Vreau să fie strânsă bine. O să desfac o bucățică din ea și o să trec printr-una dintre fante. Arată bine. O să acopăr marginea acestui pătrat din carton cu lipici. Mă bucur că port mănuși. O să lipesc în partea de sus a cutiei. E puțin mai mic, dar așa trebuie să arate. Acum ultimul element. O să adaug lipici doar pe 3 laturi.
o să-l lipesc în unghi. Îmi place cum a ieșit. Acum o să decorez. O să pun lipici pe laterale. Apoi o să-l acopăr cu o bucată de material negru. Nu vreau să fie încrețit. Am lăsat un pic de material în plus pentru partea din spate. Apoi o să lipesc o etichetă albă. Am creat un afișaj și o tastatură. O să lipesc numerele la intervale egale. Am nevoie de un card de credit. Fiu, a fost acceptat. Chitanța este prin partea de sus. Sper să-i placă lui Chloe. Hai să aflăm. Acum accepti carduri? Wow, ce tare! Orice magazin are nevoie de un POS. Afacerea mea se dezvoltă! Deci, acum pot să cumpăr poșeta? Sigur! Speram să spui asta! O să bag cardul aici și o să finalizez vânzarea! Mulțumesc pentru achiziție, poftim! În sfârșit! Acum pot pleca! Ce-a fost asta? Cum a ajuns pe jos? Serios! Hei, ce mă fac acum? Cerere și ofertă, mama! Pregătește-ți cardul de credit! Vrum, vrum, scârț! Bip-bip! Am fost la limită! La o parte! Atenție! Nimic nu mă poate opri! La-la-la-la! Aspir camera! Mă simt plină de viață! Ce poate fi mai frumos? La-la-la-la-la! Stai puțin! Apasă accelerația! Vrum! Iuhuu! Mai repede, mai repede! Cum se face atâta mizerie în casă? Aspiratorul nu mai aspiră! Ce-a pățit? Nu înțeleg! Nu funcționează! Ce ciudat! Cum e posibil? Eram sigură! Hei, mama! Hai să prindem viteză! Serios, Chloe? Încerc să fac curat! Asta trebuie aruncată la gunoi! Mereu îmi strici distracția! De fapt... Nu e corect! Stai! De ce te uiți așa la mine? Am o idee! O să tai niște bucăți din cutia de pizza. Apoi o să-mi iau pistolul cu lipici fierbinte. O să încep cu bucata asta. O să pun lipici pe margine. E suficient! Acum îl pot lipi de dreptunghiul ăsta mare. O să fac la fel pe partea cealaltă. Am crestat o fâșie lungă de carton. Așa o să pot să o îndoi și să-i dau forma dorită. Voi folosi lipici ca să o țin pe poziții. Acum pot să o las deoparte. Am făcut o gaură într-un capac de suc. O să împing două paie prin ea. Vreau să se potrivească perfect. Nu vreau să se desfacă. Deci o să folosesc lipici ca să le fixez. O să acopăr capacul pe exterior. Am făcut o gaură mică în partea de sus a cartonului. Pot băga paiele prin ea și le pot scoate prin gaura asta. Acum am nevoie de mai multe capace de plastic. O să bag o frigăruie de lemn într-un pai. Paiul e puțin mai mic decât frigăruia de lemn. Apoi bag capacele de plastic la ambele capete și folosesc lipici pentru a le prinde bine. Hai să testăm rezultatul. Uite cum se învârt! Pe astea le lipesc în partea inferioară și adaug câteva elemente decorative. Mai exact, faruri și ferestre. Bag un balon peste capacul de suc și umplu balonul. E timpul pentru un test de condus. Atenție! Ce mai? Ce e asta? Wow, e minunată! Știam că o să-ți placă. Mersi, mama! Cu plăcere, scumpa mea! Abia aștept să testez! Cred că e gata! Porniți motoarele! Wow, ce tare! Ce rapidă e! Oh, nu! Oh, nu! O să fac accident! Ups! Scuze, mama! Sper că ai asigurare! Ar fi trebuit să mă gândesc la asta mai devreme! Sunt gata! Start! Ce tare! Nu! O să mă depășească! Nu te opri, mama! Mi-e greu să ai copii, știm! Dar suntem aici pentru a te ajuta! Îți arătăm câteva trucuri uimitoare pentru a-ți face viața mai ușoară! Nu trebuie să ne mulțumești! Cu asta ne ocupăm! Îmi place nuanța asta de fard de obraz! Mă sună cineva! Trebuie să răspund! Alo? Bună! Serios? Nu pot să cred! Pac, pac, pac! Mama vorbește la telefon! Vreau și eu să fac asta! Serios? Trebuia să fi văzut! Ok, ne auzi mai târziu! Pa, pa! Mă simt o mare, dar am nevoie de un telefon adevărat! N-ar trebui, dar nu pot rezista! Crima perfectă! Fetița mea frumoasă! M-a prins! Retrage-te, retrage-te! Dar nu renunț! Încetişor! Ai nevoie de puțină pudră, Annie! Te gâdi? Drăguț, mama! Bun, mai încerc o dată!
vrei să mă îmbrățișezi? Ce drăguț! Aveam nevoie de asta! Da, exact asta făceam! Devine ridicol! Mami, trebuie să se pregătească! N-am cum să ajung la telefonul ăla! Arăți bine! Trebuie să-mi iau mănușile! Aha! Nu e deloc atentă la mine! Trebuie să mă mișc rapid! Trebuie neapărat să luăm prânzul împreună! Uite-le! Ce moi sunt! Sună bine! Ups! Annie? Nu! O să te prind! Wow! Cum ai făcut asta? Sunt atât de dezamăgită de tine, Annie! Îmi pare rău, mama! Nu te poți juca cu telefonul meu! Stai puțin! S-ar putea să existe o soluție! Am o idee genială! Cutia asta e fix ce-mi trebuie! Să trecem la treabă! O să încep cu un pătrățel de carton! O să desenez rapid ceva! Conturul unui telefon! Mă simt ca un artist! Acum voi adăuga câteva detalii! Astea vor fi tastele! Până acum arată bine! Apoi o să desenez ecranul! Acum voi face același lucru aici! Asta va fi cealaltă parte a telefonului! Mă bucur că nu-mi tremură mâna! Acum trebuie să le decupez! Ce ușor a fost! O să întorc invers piesele astea două! Acum o să am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte! O să adaug lipici pe margine! N-am nevoie de foarte mult! Apoi folosesc o bucată de carton ondulat! O să pun peste lipici! Asta va fi partea laterală a telefonului! O să înfășor de jur împrejur! Fix așa! Deasupra pot lipi cealaltă bucată de carton! O să fac același lucru și cu celelalte elemente! Începe să prindă contur! Trebuie să le unesc! Am o balamă mică, din metal! E perfectă! O să o lipesc în interiorul cartonului! Îl ajută să se desfacă! Ca un telefon adevărat! Acum trebuie să-l colorez! Folosesc un pix corector pentru asta! Apoi colorez marginea cu un marker roz! Îl întorc și fac același lucru pe partea cealaltă! Dar nu e gata! O să lipesc deasupra un pisoiaș drăguț! Am tăiat o gaură în zona ecranului! O să bag o imagine înăuntru! Cred că am terminat! Abia aștept să-i arăt lui Annie! Uite ce am aici! Hai să mai încercăm o dată! Alo? Vrei să vorbești cu Annie? Wow! Nu-mi vine să cred! E pentru tine! Glumești! Wow! E genial! Am de dat un telefon important! Ar fi bine să răspundă! Bună, Annie! Nu o să-ți vină să crezi ce zi am avut! O să râzi garantat! Povestește-mi tot! Credeam că sirenele sunt mai distractive! Mama! Nu sună bine! Mami vine imediat! Chloe, ce s-a întâmplat? Spune-i lui mami! Jucăriile astea sunt plictisitoare! Stai puțin! Ce e asta? Încearcă-o! Pare distractivă! Vino încoace, rățâșcă! Ce de culori! M-aș putea obișnui cu asta! Sper să o țină ocupată! Iar rața se pune deasupra! Asta-i tot? Mama! Glumești? Vreau să-mi citesc cartea! Ce mai e? Am terminat puzzle-ul! Wow, ești genială! O să aduc altceva! Poftim! Distracție plăcută și nu te grăbi! Așa mai vii de acasă! Trebuie să potrivesc pozele! Cât de greu poate fi? Nu e greu deloc! Plictisitor! Mama! Ior? Hei, Pikachu! Ce mai faci? Ce e? Uite, am terminat! Trebuie să găsesc ceva cu care să te poți juca! Ia să vedem! Hai, gândește-te la ceva! Nu, n-am nicio idee! Ce mă fac? Stai așa! Oare? Da, cred că știu! Asta va rezolva totul! Așteaptă puțin, scumpa mea! Am nevoie de o bucată de carton! Și o foarfecă! O să-i tai colțurile! Vreau să fie rotunjite! Perfect! Acum o să-mi folosesc creativitatea! O să am nevoie de un marker! O să desenez un pătrățel pe carton! Apoi o să-l împart în secțiuni! Fac o grilă! O să numerotez fiecare pătrat! Acum trebuie să decupez grila! Deocamdată o să o las deoparte! Am o foaie de hârtie roz! O să o folosesc ca să acopăr pătratul! Ce colorat e! O să-l întorc invers! O să-i pun lipici pe spate! Vreau să fie foarte lipicios! Ăsta va fi cadrul! Acum am nevoie de o foaie albă de hârtie! O să desenez inimioare pe ea! Apoi îl voi schița pe Pikachu! Nu vreau să fac nicio greșeală! Vreau să-i mențină interesul lui Chloe! Nu-i ușor deloc!
O să-l colorez rapid. Să nu uit de Pikachu. Vreau și eu obraji așa îmbujurați. E o operă de artă. Acum am iar nevoie de grilă. O să întorc invers. O să pun lipici pe ea. Apoi o să-mi lipesc desenul deasupra. Nu vreau să fie încrățit. Acum poate fi tăiat în bucăți. Și poate fi băgat în cadru. O să aranjez piesele așa. Va fi un puzzle genial! Bun, cred că e gata! Sigur o să-i placă lui Chloe! Ah, era să uit! Trebuie să mut piesele! Chloe, uite ce ți-am făcut! Ai văzut Pikachu? E super! Iu, cred că e ce trebuie! Urează-mi noroc! Pare complicat! O să glisez bucățica asta aici și apoi o să mut pe asta! Trebuie să mă concentrez! Și eu trebuie să mă relaxez! Stai, vreau să verific ceva! Ah, așa mai vii de acasă! Asta e ultima piesă! Mama! Ah, serios? Ce e? Uite! Pikachu! Ah, l-ai terminat deja! Sunt mândră de tine! Vreau să mai încerc o dată! A fost distractiv! Grăbește-te, mama! Încă un somn până merg la teatru. E atât de palpitant, abia aștept. Ce somn oribil, mă simt groaznic. Aciu! Mă doare tot corpul. Bună somnoroasă. Ah! Eu nu mă simt așa de bine. Stai să văd, ai febră? Pune-ți asta pe frunte. Siropul de tuse o să te ajute. Gura mare. Bleah! Trebuie să te odihnești. Dar teatrul? Nu pot să-l ratez, îl așteptam de atâta timp. Îmi pare rău, scumpă, ești bolnavă. Ah, stai puțin, cred că știu cum să te înveselesc. Ia o cutie de cereale și decupează un dreptunghi. Întoarce cutia orizontal și lipește o bandă de hârtie autocolantă. Repetă treaba cu o hârtie autocolantă de o altă culoare. Alternează culorile până când acoperi toată cutia. Apoi folosește foarfeca pentru a decupa hârtia care acoperă gaura. În continuare ia două șervețele și pliază-le. Uite așa! Lipește șervețelele în interiorul cutiei. Fă două găuri în partea de sus a cutiei și bagă niște bețișoare de înghețată prin ele. La final desenează niște personaje pe un carton și lipește-le pe bețișoarele de la înghețată. Ești gata să vezi spectacolul? Wow, e grozav! M-am gândit că teatrul ar putea să vină el la tine. Cum ți s-a părut interpretarea? Ura, bis! Achiu! Iu, a fost dezgustător. Sper că nu e ceva contagios. Putem fi bolnavi împreună? Grozav! Prindem și leturile pe deasupra și gata! Mersi, mami! Ok, hai să încercăm! Ridică-te! Haide, scumpă! Ura! Wow, e super! E mult mai tare decât patinele mele cu rotile! Nu e corect! Ești gata de culcare, scumpă? Hai să te învelim! Ok, e timpul să te culci! O să strâng jucăriile astea! Mersi, mami! Ce-a fost aia? E cineva acolo? Oh, nu! Nu se poate! E un monstru! Ah! Nu mă lăsa! Ce faci? E ok! Nu are de ce să-ți fie frică de întuneric! Stai puțin! Trebuie să strâng lucrurile astea! Banda asta adezivă ar putea fi utilă! Cred că știu cum să rezolv problema asta. Mă apuc de treabă. Ia o rolă de bandă adezivă și pune-o pe orizontală. Aplică două bucăți de bandă peste centrul rolei. Uite așa! Acum începe să desenezi pe bandă colorând toată zona. Folosește culori diferite creând secțiuni. Vrem un efect de curcubeu! O să-mi pun telefonul aici și mă asigur că lanterna lui e aprinsă. Wow! E o veioză! Monstrul nu o să mă mai prind acum! Noapte bună, mami! Sunt și eu obosită. Am nevoie de somnul meu de frumusețe. Ce bine e.
stai! Ce e zgomotul ăla? Nu, am și eu nevoie de o veioză! Acum pot să visez frumos! O să fie grozav! Ador piscina! Mami, vreau să not! Ah, normal, scumpo! Stai să-ți dau aripioarele! Unde sunt? Credeam că le-am luat! Olivia, du-te să stai acolo! De ce? Poate o vâslă? Nici gând! Cartonul plutește? E o idee proastă! Mami? Exclus! Stai să mă gândesc! Ah, știu! Nu te mișca! Uite un colac! Cucoană, e al meu! Găsește-ți și tu unul! Încerc! Păcare o baghetă pentru piscină! Stai așa! Aș putea să o folosesc! Tai o bucată din bagheta pentru piscină, apoi folosește un cuțit ca să tai rondele. Fă la fel până la capăt. Repetă procesul cu diferite culori. Acum avem nevoie de o bridă de plastic. Bagă brida prin găurile a două rondele de spumă, apoi strânge-o. Folosește bridele ca să unești rondelele. Taie resturile de plastic. Acum poți să înnoți! Mă simt tare modernă! Mami, uită-te la mine! Iulia! Uite, plutesc! E grozav! Arăți bine, scumpo! Și eu mă pot relaxa! Hei, ce cool e! Vreau și eu o vestă! Grăbește-te, mami! Vin! Ăsta e cel mai bun loc din parc! M-am plictisit! Mami, vreau să mă joc! Nu te duce prea departe! Vreau să te văd, ok? Distracție plăcută! Ce fetiță cu minte ești, Olivia! Chiar îmi place cartea asta! Olivia? Unde a dispărut? Olivia, vino înapoi! Oh, nu! E nasol! Nu avea cum să ajungă prea departe! O să fie ok, nu te panica! Olivia, scumpo! Unde ești? Am căutat-o peste tot! Aia e pălăria ei! Olivia, vino aici în momentul ăsta! Gata cu jocurile prostești? Hei! Scuze! Dă-mi pălăria! Credeam că ești fica mea! Olivia, acolo erai! Te-am căutat! Am fost atât de îngrijorată! Să nu mai faci asta, da? Baloane de vânzare, doar 2 dolari! S-ar putea să fie util! Așa! Balonul mă urmărește! Ce drăgălașă e! Și o văd! Două baloane? Bună! Bună! Minți strălucită, nu-i așa? Mă auzi? Stai puțin! Mami are o ședință, Olivia, așa că fă liniște! Am înțeles! Chestia aia pare distractivă! Woohoo! Ce? Șt! Da! Scuze, continuăm? Discutam despre vânzările estimate pentru luna viitoare! Numerele arată bine! Ăla a fost un pantof zburător! Mami, mami! Cine-i nenea ăla caragios? Olivia, ce ți-am zis? E atât de frustrant! Cred că știu ce să fac! Pune niște bandă adezivă pe un cerc de hula hoop pe orizontală, apoi încă una pe verticală. Continuă să aplici banda adezivă pe cerc până obții ceva de genul ăsta. Olivia, am ceva pentru tine! Uite, e un joc distractiv! Ar trebui să o țină ocupată. Hai să încercăm iar! Deci, unde rămăsesem? Am reușit! Sunt cea mai tare la jocul ăsta! Hei, mami! Papa bun! Ce? Și-au pățit hainele tale? Ești atât de murdară! Ce să fac? Oprește-te! Trebuie să te curățăm! Dar, mamă, mi-e foame! Nu știu cum reușește! Ăsta e bun!
trebuie să le spălte astea mai târziu. Măcar am un tricou curat. Am un tricou curat pentru tine! Bine, dar o să se murdărească și el. Cum de e posibil? Nu-mi răspunde. Îmbracă-l pe ăsta. Of, chiar trebuie. Mama, îmi strici părul. Grăbește-te, mami. Mersi. Mult mai bine. Acum mănâncă. În sfârșit. Preferata mea. Uite ce minunăție din ciocolată. Nu! Nu o face. Nu pot să mă uit. E ok, respiră. Stai. Punga asta mi-a dat o idee. Oh, ce chic e! E delicioasă! Ah, m-am murdărit pe mâini! Mult mai bine! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Eh, nu-ți mai spăl hainele! Ok, mamă, am terminat! Hai să scoatem chestia asta! Trebuie doar să rup punga! Ridică-ți brațele! Și ai niște haine curate! Acum, du-te la joacă! Pa, mami! Pa, scumpo! Ah, nimic nu se compare cu un suc proaspăt stors! Neața, mami! Poftim un pahar bun de suc! Nu-l vreau! E dezgustător! E bun pentru tine? Prefer niște ciocolată! Fără ciocolată la micul dejun! Dar, încearcă să mă oprești! Dă-mi ciocolata aia! Nene, e-a mea! E la fel în fiecare dimineață! Stai puțin! Poate merge să folosesc popitul ăsta! S-ar putea să fie util! Cred că o să meargă! Ia un popit și toarnă niște suc în el! Umple complet căsuțele! Bagă popitul la congelator până când îngheață sucul. Apoi scoate-l din popit. Wow, arată grozav! Oliviei o să-i placă la nebunie. Aș mânca și eu așa ceva. Olivia! Ce e? Uite ce ți-am pregătit! Ce e? Gustă! Dacă zici tu. Sper să fie ceva gustos. Ce situație tensionată! Continuă! Te rog! E bunuță! Hiu! Zici că e o înghețată pe băț! Mersi, mami! Ciocolata asta merge la gunoi! Prindem și returile pe deasupra și gata! Mersi, mami! Ok, hai să încercăm! Ridică-te! Haide, scumpo! Ura! Wow, e super! E mult mai tare decât patinele mele cu rotile! Nu e corect! Ești gata de culcare, scumpo? Hai să te învelim! Ok, e timpul să te culci! O să strâng jucăriile astea! Mersi, mami! Ce-a fost aia? E cineva acolo? Oh, nu! Nu se poate! E un monstru! Ah! Lăsa! Ce faci? E ok, nu are de ce să-ți fie frică de întuneric. Stai puțin, trebuie să strâng lucrurile astea. Banda asta adezivă ar putea fi utilă. Cred că știu cum să rezolv problema asta. Mă apuc de treabă. Ia o rolă de bandă adezivă și pune-o pe orizontală. Aplică două bucăți de bandă peste centrul rolei. Uite așa, acum începe să desenezi pe bandă colorând toată zona. Folosește culori diferite creând secțiuni. Vrem un efect de curcubeu. O să-mi pun telefonul aici și mă asigur că lanterna lui e aprinsă. Wow, e o veioză! Monstrul nu o să mă mai prind acum. Noapte bună, mami! Sunt și eu obosită. Am nevoie de somnul meu de frumusețe. Ce bine e! Stai! Ce e zgomotul ăla? Nu, am și eu nevoie de o veioză! Acum pot să visez frumos! O să fie grozav! Ador piscina! Mami, vreau să not!
Ah, normal, scumpo. Stai să-ți dau aripioarele. Unde sunt? Credeam că le-am luat. Olivia, du-te să stai acolo. De ce? Poate o vâslă? Nici gând. Cartonul plutește? E o idee proastă. Mami? Exclus! Stai să mă gândesc. Ah, știu! Nu te mișca! Uite un colac! Cucoană, e al meu! Găsește-ți și tu unul! Încerc! Păcare o baghetă pentru piscină. Stai așa! Aș putea să o folosesc! Tai o bucată din bagheta pentru piscină. Apoi folosește un cuțit ca să tai rondele. Fă la fel până la capăt. Repetă procesul cu diferite culori. Acum avem nevoie de o bridă de plastic. Bagă brida prin găurile a două rondele de spumă. Apoi strânge-o. Folosește bridele ca să unești rondelele. Taie resturile de plastic. Acum poți să înnoți. Mă simt tare modernă. Mami, uită-te la mine. Iulia! Uite, plutesc! E grozav! Arăți bine, scumpo! Și eu mă pot relaxa! Hei, ce cool e! Vreau și eu o vestă! Grăbește-te, mami! Vin! Ăsta-i cel mai bun loc din parc! M-am plictisit! Mami, vreau să mă joc! Nu te duce prea departe! Vreau să te văd, ok? Distracție plăcută! Ce fetiță cu minte ești, Olivia! Chiar îmi place cartea asta! Olivia? Unde a dispărut? Olivia, vino înapoi! Oh, nu! E nasol! Nu avea cum să ajungă prea departe! O să fie ok, nu te panica! Olivia, scumpo, unde ești? Am căutat-o peste tot! Aia e pălăria ei! Olivia, vino aici în momentul ăsta! Gata cu jocurile prostești? Hei! Scuze! Dă-mi pălăria! Credeam că ești fica mea! Olivia, acolo erai! Te-am căutat! Am fost atât de îngrijorată! Să nu mai faci asta, da? Baloane de vânzare, doar 2 dolari! Ah, s-ar putea să fie util! Așa! Balonul mă urmărește! Oh, ce drăgălașă e! Și o văd! Două baloane? Ah, bună! Oh, bună! Minți strălucită, nu-i așa? Mă auzi? Stai puțin! Mami are o ședință, Olivia, așa că fă liniște! Am înțeles! Chestia aia pare distractivă! Woohoo! Ce? Șt! A, da! Scuze, continuăm? Discutam despre vânzările estimate pentru luna viitoare! Numerele arată bine! Ăla a fost un pantof zburător! Mami, mami! Cine-i nenea ăla caragios? Olivia, ce ți-am zis? Atât de frustrant! Cred că știu ce să fac! Pune niște bandă adezivă pe un cerc de hula hoop pe orizontală, apoi încă una pe verticală. Continuă să aplici bandă adezivă pe cerc până obții ceva de genul ăsta. Olivia, am ceva pentru tine! Uite, e un joc distractiv! Ar trebui să o țină ocupată. Hai să încercăm iar! Deci, unde rămăsesem? Am reușit! Sunt cea mai tare la jocul ăsta! Hei, mami! Papa bun! Ce? Și-au pățit hainele tale? Ești atât de murdară! Ce să fac? Oprește-te! Trebuie să te curățăm! Dar, mamă, mi-e foame! Nu știu cum reușește! Aha! Ăsta-i bun! Trebuie să le spăl pe astea mai târziu! Măcar am un tricou curat! Am un tricou curat pentru tine! Bine, dar o să se murdărească și el! Cum de e posibil? Nu-mi răspunde! Îmbracă-l pe ăsta! Chiar trebuie!
mamă, îmi strici părul! Grăbește-te, mami! Mersi! Mult mai bine! Acum mănâncă! În sfârșit! Preferata mea! Uite ce minunăție din ciocolată! Nu! Nu o face! Nu pot să mă uit! E ok, respiră! Stai! Punga asta mi-a dat o idee! Oh, ce chic e! E delicioasă! Ah, m-am murdărit pe mâini! Mult mai bine! Aș putea să mănânc așa ceva toată ziua! Nu-ți mai spăl hainele! Ok, mamă, am terminat! Hai să scoatem chestia asta! Trebuie doar să rup punga! Ridică-ți brațele! Și ai niște haine curate! Acum, du-te la joacă! Pa, mami! Pa, scumpo! Nimic nu se compare cu un suc proaspăt stors! Neața, mami! Poftim un pahar bun de suc! Nu-l vreau! E dezgustător! E bun pentru tine? Prefer niște ciocolată! Fără ciocolată la micul dejun! Dar... Încearcă să mă oprești! Dăm ciocolata aia! Nene, e a mea! E la fel în fiecare dimineață! Stai puțin! Poate merge să folosesc popitul ăsta! S-ar putea să fie util! Cred că o să meargă! Ia un popit și toarnă niște suc în el! Umple complet căsuțele! Bagă popitul la congelator până când îngheață sucul! Apoi scoate-l din popit! Wow! Arată grozav! Oliviei o să-i placă la nebunie! Aș mânca și eu așa ceva! Olivia! Ce e? Uite ce ți-am pregătit! Ce e? Gustă! Dacă zici tu! Sper să fie ceva gustos! Ce situație tensionată! Continuă! Te rog! E punuță! Iu! Zici că e o înghețată pe băț! Mersi, mami! Ciocolata asta merge la gunoi! Totul ține de ordinea operațiilor! Bine, există vreun doritor? Haideți! Oh, bine! Nu știu ce să zic despre asta. Cuticulele astea trebuie să se liniștească. Stai așa, trebuie să scad 7? Nu se poate să fie corect. Nimic nu este corect. Luna? Nu ai făcut nimic? Ok, bine, o să încerc. Ordinea operațiilor, nu? Plus calculatorul meu. Wow, nu se poate! Eu îl numesc destresorul meu de matematică. Face toate calculele dificile pentru mine. Spune-mi Luna Einstein. Am reușit! Sunt așa inteligentă. Suficient de inteligentă pentru a avea un calculator oricum. Ce? Cum te-a terminat înaintea mea? Urăsc orele de matematică! Atât de multe de făcut azi! Oh, stai pe loc, domnișoară! Ce ascunzi? Aha! O banană! Știi regulile? Fără mâncare! Bine, atunci o voi mânca acum! Bine atunci! Urăsc să mă uit la oameni cum mănâncă! Am terminat! Iac! Hei! Nu poți face asta! Du-te și ia-o de jos! Serios? Bine! Oh, nu! Oh, doamne! Un pantof? Oh! Nu sunt eu singura care a zburat. Ce greu e! Ce e în chestia asta? Copiluțe? Nu vine să cred! Asta nu e o banană? Vrei să-mi explici? Nu chiar. Ce rușine! Loviturile continuă să vină. Iac! Banană incluată? Acum ce să fac? Chiar am nevoie de copiuțele astea? Așa că o să le iau cu mine. O soluție simplă la această problemă de matematică. Sper că am destul loc aici. Uite așa. Dar stai! Bleah! Acum deghizarea supremă. Nu pot să intru fără să acopăr toate astea. Trebuie să arate ca un design. Vezi, designer de pantofi, luați aminte. Un nou trend a fost deblocat. Acum hai să-i punem la încercare.
M-am întors, profa. Stai așa, copiuțe. Sigur că da. Nu ascund nimic, vezi? Bine, intră. Adio. Ce calvar! Dar nu am nevoie de prea mult timp. Răspunsurile sunt chiar sub nasul meu. Mie mi se pare că arată destul de bine. Și oamenii spun că chimia e grea. Aproape că pot să miros un 10+. Ce drăguț, nu? Da, am ajuns la timp. Ăla-i Timmy? Uite-te la părul lui! Wow! E timpul pentru spectacol! Ups! Ha? Bună, ce mai faci? Oh, hei! Crezi că-l poți avea? Doi pot juca jocul ăsta? Mă bag și eu! Oh, nu! Puloverul meu! Au, frate! Incredibil! Gă! Și acum ce? Cineva are o zi dificilă? Nu e problema mea! Ăsta e puloverul meu preferat! Stai puțin! Asta arată ca un act de tricotat! Operațiunea Repară puloverul e în desfășurare! Să scăpăm de vechi și să introducem unul nou! Bine, acum îl punem la loc, pentru a împinge firul înăuntru. Apoi îl scoatem astfel. Ciop, ciop! Apoi avem nevoie de un post-it și de niște bandă dublă adezivă. Lipim capătul firului aici. Se va lipi pe măsură ce o punem rezistență. Acum putem face un design. Și așa ușor! Aproape am terminat! Uite așa! Acum tăiem excesul. Ce drăguț! Chiar am pus suflet în treaba asta. Vedeți? Uite așa! Ha? Asta e pentru tine. O vrei? Oh, wow! Asta e o inimă? Mă place! Sună-mă oricând! Voi aștepta! Ura! Serios? Nu se poate! Dar e Timmy al meu! Vrei să spui Timmy al meu? Ridicol! Ce interesant! Hai să ne distrăm, fetelor! Selfie! Hei! Deschideți ușa! Ați auzit ceva? Cine-o fi? Bună ziua! Ce se întâmplă aici? Copiii din ziua de azi și muzica asta modernă! Încerc să dorm! Poftim? Cine a chemat-o pe mamaie? Mamaie? Cum îndrăznești? Lasă că vă arăt eu! Poate o mamaie să facă asta? Așa da! Ce bine a fost! Ok, nu cred că era nevoie de asta. Trebuie să dau muzica mai încet. Ați văzut? Și acum ce facem? Uite cum arată! Nu mai merge! Ce bunicuță supărată! Știe cineva să cânte? Adio, petrecere! Hai să plecăm, fetelor! Dar... Puh, ce nasol! Măcar mi-au rămas gustările și băuturile. Le pot termina pe toate. Mi-a venit o idee. Am nevoie de un tub lung de carton. Ăsta e perfect. Apoi am nevoie de telefon. O să marchez latura inferioară. Asta e tot. Acum o să decupez cartonul. Trebuie neapărat vopsit. Ce mof frumos! O să acopăr tubul cu vopsea. După ce s-a uscat, folosesc două pahare de hârtie. Le-am făcut găuri. O să le pun la capetele tubului. Fix așa! E gata! Am propriul sistem audio. Hai să-l testăm! O să-mi bag telefonul în tub. Apoi o să dau play. Hai să dansăm! Așa mai vii de acasă! Super petrecere, Grace! Cred că e gata! Hei, Mindy! Ai ajuns în sfârșit! Așa arată casa ta! Bună! Stai jos! Simte-te ca acasă! Sper că-ți plac chipsurile! Mie-mi plac mult! Ok, mersi! Mie cam foame! Nu merge! Abia mi-am făcut manicura! Nu ajung! Hai odată! Vreau niște chipsuri! Ce frustrant e! Ok, acum! Unghia mea! Unghia mea frumoasă! E vina ta! Hei, stai puțin! Relaxează-te! Am o soluție! Ne trebuie suporturile astea de pahar, adică bucățile astea de carton! Uite, o să le pun pe masă! Am nevoie de lipici fierbinte! O să acopăr cartonul cu lipici pe margine, doar pe o parte, apoi o să o lipesc de cealaltă bucată. O să o apăs ca să se lipească bine. Am decupat un cerc din altă bucată. O să fac la fel cu bucata asta.
O să o lipesc fix aici. Apoi o să lipesc un cerculeț de carton peste un pătrat, fix la mijloc. O să fac la fel pe partea cealaltă. Acum o să înfășor cartonul în jurul cercurilor. O să-l prind cu bucățica asta. Pare lipit bine. Am făcut câte o gaură la capete și am băgat o frigăruie de lemn prin găuri. E perfect! Am băgat în cutie. Am făcut o gaură pe o laterală pentru frigăruie. O să verific că se învârte. Acum pot termina cutia. O să lipesc deasupra un cerc de carton. O să mai fac încă două cutii. Dar n-am terminat. O să tai o bucată de carton și o să o acopăr cu lipici. Asta va fi baza. O să o țin așa până se lipește. Fiu! O să fac la fel în partea opusă. Apoi o să bag la bază o bucată lungă de carton. Acum pot lipi cutiile. O să le aranjez în partea superioară. Arată bine! Am obținut un dozator de chipsuri. Wow, ce bine arată! O să gust din ăștia. Nu merge. Serios? Hai să-ți arăt. Învârte discul și chipsurile vor cădea în pahar. Wow, ce tare! Și nu mi-am rupt nicio unghie. Preferatele mele. Mi s-a făcut foame. Cred că merit ceva bun. Ce bune sunt! Nu-i chiar așa rău la tine? Nu, e super! Ce desen reușit! Ce să mai fac acum? O să mă joc cu jucăriile astea! Ia de aici! Îmi plac dinozaurii? Sunt super interesanți! Ar fi animale de companie perfecte! Unde rămăsesem? Da! Oh, Grace! Ce imaginație activă are! Aș vrea să o pot ajuta cumva! Ia să vedem! I-ar plăcea așa ceva! Dar e prea scump, nu-mi permit! Ce pot face? Stai puțin! Poate dacă îl fac chiar eu... Am nevoie doar de carton! Din fericire, avem destul! O să încep cu cutia asta mare. Am nevoie de o foarfecă. O să tai bucata asta pe diagonală, până în colț. Apoi o să fac la fel în partea opusă. Apoi am nevoie de pistolul cu lipici fierbinte. O să pun lipici pe margine, dar nu vreau să pun prea mult. Acum pot lipi bucățile astea. O să fac o gaură fix aici. Am decupat încă o cutie în formă de cap de dinozaur. O să o pun deasupra. Trebuie să le vopsesc. Verdele e culoarea perfectă pentru un dinozaur și e mai rapid dacă folosesc vopseala spray. Dar n-am terminat încă. O să-i adaug lipici pe cap. Și o să lipesc deasupra bucata asta țepoasă. Arată bine! O să fac la fel pe spatele cutiei. O să adaug lipici de sus până jos. Aici o să-i lipesc coada. Și acum ultimele detalii. Probează-l, scumpa mea! Vai de mine! Sunt dinozaur! Lasă-mă în pace! O să te prind! E înspăimântător! N-ar strica o zi la spa! Dar de unde bani? Și ce bijuterii am? Îmi aduc aminte când aveam diamante și brățări de aur. Ce s-au schimbat lucrurile? Mie mi se par drăguțe, mama! Ești elegantă mereu! Mulțumesc, scumpa mea! Am plecat! Pa, Grace! Zi frumoasă, mama! Acum e momentul! Pot să dau iama în cutia cu bijuteria mamei! Wow, ia uite! O să arăt ca un model! Ce mai are pe aici? Uite ce cercei! Și ce inele! Wow! În sfârșit am ajuns acasă! Mă simt ca un om mare! Mama s-a și întors acasă? Ups, nu e bine! Hey, Grace, m-am întors! Abia aștept să mă relaxez! Ce mă fac? Le-am amestecat complet! O să mă pedepsească! Hai odată! Nu merge! O să pun totul pe pauză! Perfect! Wow! Hei, ce idee bună! Nu credeam că o să meargă! Mama? Iuhu! Fiu, nu-și dă seama că sunt aici! Stai așa, o să folosesc cartonul ăsta! E fix ce-mi trebuie! O să-mi pun palma deasupra, apoi o să-i trasez conturul. Vreau să obțin forma unei palme. O să arate super! Mama o să fie super impresionată! Ok, primul pas e gata. Acum o să decupez și o să adaug lipici. O să-l pun peste palmă. Trebuie să fie suficient. Pare de ajuns! Apoi o să lipesc deasupra altă palmă din carton. Apoi trebuie vopsit. Ce portocaliu intens! Îmi place! O să aștept să se usuce. O să-i fac o bază dintr-un cerc de carton. Și așa arată produsul finit. Bate palma! Oh, am uitat de mama! Nu pot aștepta toată ziua! Am lucruri de făcut. Am plecat! Pardon, dă-te la o parte! Ups, era să uit! Mi s-a făcut foame de la atâta treabă. Vreau o gustare și știu exact unde să o găsesc.
Nu cred că mama o să se supere. Dă-o încoace! Oricum ești la dietă, mama. Iu, ce obosită sunt! Hai să revenim la normal. Hei, mama! Ce faci aici? Ce ai făcut cu toate colierele mele? Nu intra în panică! Totul e sub control! Ce-i ăla? E pentru bijuteriile mele? Ce idee bună! O să-mi pun inelele aici! Arată super! Așa toate vor fi ordonate! Nu vine să cred că tu l-ai făcut! Ce talentată ești! Da, știu! Așa ai o mână de ajutor! Te-ai prins? Meriți ceva bun! De ce lipsește un colț? Ce ciudat! Mersi, mama! Îmi place ciocolata! E delicioasă! Poftim! Mersi, scumpa mea! Vino încoace! Hai să-ți aranjăm machiajul! Nu te mișca! Măgâtilă! Ce urmează? Unde-i trusa mea de machiaj? Stai să mă gândesc! Oh, ruj! Nuanța asta o să ți se potrivească! Ești sigură? Cum arată? Frumos! Acum și niște far de ochi! Oh, ce frumos! Vreau și eu să mă joc! Jennifer are mereu cele mai tari lucruri! Oh, ce-i asta? Unicorn! Ne mai trebuie un lucru! Ha? Ce faci? Dă-mi aia! Nu, e a mea! Trebuie să plec! Răzgăiată mică! Uite ce-a făcut! Stai liniștită! Pot să rezolv eu problema asta? Am nevoie de bețișorul ăsta de înghețată! Am mai multe bețișoare de înghețată și sclipici! O să presar sclipiciul pe o farfurie! O să folosesc culori diferite! Acum am nevoie de un baton de lipici! O să aplic lipiciul pe bețișoarele de înghețată! Apoi o să le înmoi în sclipici! Trebuie să mă asigur că e acoperit complet! Acum și restul! Cred că ajunge! Apoi o să le așez pe coala asta cauciucată! Am mai multe coli cauciucate! O să decupesc cercuri din coala asta cu sclipici! Ambele au o margine dreaptă! O să pun niște lipici pe coala cauciucată! Ok, acum trebuie să lipesc cercul pe ea! De aia aveam nevoie de margine dreaptă! O să mulesc coala pe cerc! Acum poți atașez coala cu bețișoarele! Arată grozav! O să prind și biluța asta pufoasă! Mai pun încă una ca să fac o încuietoare! Ce zici? Wow, e grozavă! Poți să-ți ții produsele de machiaj aici! Ești cea mai tare! Hai să o testăm! Nu pot să cred că ai făcut-o tu! Fardurile mele încap perfect! Mă bucur că-ți place! Hei, ce se întâmplă? Ce-i aia? Stai departe! Mamă, Jennifer e rea! Știu, mai am niște bețișoare de la înghețată! Sunt o grămadă de vechituri pe aici! Ah, e doar un șobolan! Vrea să roadă cablurile! Să nu îndrăznești! Nu, termină! Nu asculta, Ashley! Ține-mă! E nasol! Calmează-te, am o lanternă! Nu le arată muștrilor unde sunt! Ia chestia asta! Trebuie să fie ceva util pe aici! Hai să ne uităm pe acolo! Chiar trebuie? Da, Justin, e serioasă treaba! Bine, o să mă uit în cutia asta! Sunt doar niște jucării vechi și... un băianjen uriaș! E doar o jucărie! Justin, concentrează-te! Îmi pare rău! Nu pot să cred că ești fratele meu, cât de jenant! Îmi dă silința, o să caut aici! A prins monstrul! Stai! Alarmă falsă! Sunt niște luminițe! Ce faci acum? Stai să te ajut! Oh, nu! Aveai dreptate! Legătură cu ce? Cu monștrii! Luați-l pe Justin! Eu sunt aia inteligentă! Sunt doar alte luminițe! Stai puțin! Mi-a venit o idee! Poftim? Ce faci? Cred că putem folosi luminițele alea, dar ne mai trebuie o chestie! Să trecem la treabă! O să începem să desenăm pe carton!
Eu o să desenez o planetă. E ușor. Și eu o să desenez niște stele. Arată bine. Acum trebuie să dăm niște găuri în carton. Și rubelnițele sunt perfecte pentru asta. O să dăm găurile pe conturul stelelor. Facem la fel și cu planeta. Ok, cred că sunt suficiente. Acum putem să băgăm luminițele prin găuri. Nu rata niciuna. Cealaltă parte a cartonului e neagră, așa că rezultatul final o să fie uimitor. Hai să-l punem pe perete! Ăla e locul ideal! Bravo! Sunt mândru de chestia asta! Ashley, n-ar trebui să fie aprinse? L-ai băgat în priză? Am uitat de treaba asta! Ok, gata! Wow, ce frumos arată! Așa e! Nu mai e așa de înfricoșător acum! E ca și cum am stat sub cerul înstelat! Ok! Ce urmează? Mai avem multe de făcut. Hai să savurăm momentul mai întâi. E frumos. Am căutat-o pe asta când am făcut baie. Mac, mac, micuțo. Trebuie să fie ceva care să mă distreze. Știu. Pot să cumpăr niște distracție. Trebuie doar să aștept. Ce faci acum? Hei, ai grijă. Ești atât de ciudată. Cred că ajunge. A mers! Ia uite! E atât de distractiv! Ador chestia asta! Pot să faci multe cu ea! Hei! Yuhu! Ce mai e acum? Pot să încerc și eu? Te rog! Poftim! Nu pot să-i arăt unde-mi țin eu banii? Am destui bani! În fine, am găsit-o! Ia uite ce de ursuleți! Concentrează-te! O să pun moneda asta în servietă! Mergi, te rog! E atât de palpitant! Ce chestie asta? E atât de dezamăgitor! Sau poate că nu? Ia două bucăți de carton și decupează un pătrat dintr-una. Pune-le una peste cealaltă, colorează-le diferit și rotunjește colțurile. În continuare, ia o bucată de carton alb. Desenează un iepuraș pe carton. Orice iepuraș are nevoie de un morcov. Ce simpatic e! Apoi colorează-l! Nu uita de morcov! Încearcă să nu depășești conturul. Ce morcov suculent! Taie cartonul în pătrățele, uite așa, și pune-le în chenarul din carton. Lasă un pătrățel gol, apoi inversează piesele. Este un puzzle grozav! E complicat, dar e super distractiv! Am reușit! Nu mai am nevoie de servieta asta! Hai să încercăm iar! Vrum, vrum! Barca asta zboară sus prin aer! Of, o grămadă de cumpărături! Foarte grele! O să pun astea aici pe blat! Uite-te la tortul ăsta! Iubesc torturile! O să mănânc tot tortul ăsta! Stai! Poate ar trebui să tai doar o felie! Roșiile astea sunt așa proaspete! Dragă, tu! Cuțitul! Ce faci cu cuțitul ăla? Nu! Pune-l la jos! O să te tai! Oprește-te! Te voi salva! Of! Ce? Ce a fost cu zgomotul ăla și trepidațiile? Dă-mi ăla! Știi regulile despre folosirea cuțitelor! Vreau o bucată de tort și am nevoie de un cuțit! Cuțitele sunt prea periculoase pentru a le folosi! Uite, lasă-mă să-ți fac un cuțit de hârtie! Trebuie doar să adaug un mâner la această lamă de hârtie! Poftim, dragă! Ăsta e un cuțit pe care îl poți folosi! Ura! Un cuțit doar al meu! Acum pot să mănânc niște tort! O să-mi tai cea mai mare felie din lume! Iubesc tortul! Știu! Și acum pot să mă întorc la treabă în timp ce tu ești în siguranță! Acum, unde am pus roșiile alea? Tortul ăsta e cel mai tare! E atât de bun! Mai vreau tort! Încă două bucăți! O să-mi bag asta în gură! E atât de bun! Mama a cumpărat și dulciuri! Iubesc dulciurile! În sfârșit am golit punga asta de cumpărături! Stai puțin! Încă mai mănâncă tort acolo? Ai mâncat tot tortul și ciocolata aia? De unde ai luat dulciurile? Cred că visez! Mami se poartă ciudat!
Oh, nu vine să cred că am mâncat toate astea! Era un tort întreg! Nu! Dar o vreau! Nu! Ai mâncat deja prea mult! Ești atât de rea! Ești cea mai rea mamă din lume! Acum mai am și mizeria asta de curățat? Și nu-mi vine să cred cum a reușit să fure toată ciocolata aia! De fapt, asta îmi dă o idee bună! O să pun o grămadă de ciocolată în castronul ăsta! O să topesc ciocolata în cuptorul cu microunde! Nu prea mult, totuși! Așa, se pare că e gata! Nu vreau să o țin prea mult! E topită perfect! Acum o să torn asta într-o formă! Oh, uite câtă ciocolată topită! Miroase atât de bine! Iuh, așa, am pus toată ciocolata în formă! Iar acum s-a și întărit! Nu mai e topită! Adică pot scoate ciocolata din formă acum! Trebuie doar să termin de tăiat acest brocoli! Încă niște tăieturi și apoi e gata! Mamă, ce faci? E foame! Vreau o gustare! Oh, uite! Poți mânca ăsta ca gustare! Ha? Ce-i ăsta? Brocoli? Scârbos! Nici gând! Nu mă mir! Nu multor copii le place brocoliul crud! Ce bine că am tocătorul ăsta nou! Pentru că mi-ar prinde bine o mică gustare! Mmm, delicios! O să mă uit la televizor! Poate sunt clipurile mele preferate! Ce? Ce show-i ăsta? Nu l-am mai văzut până acum! Wow! Tatuaje! Tatuajele sunt atât de cool! Oh! Spider-Man e preferatul meu! E cel mai tare! Aș vrea să pot fi Spider-Man! Aș fi cel mai tare! Hei! Ce-i ăsta? Oh! Alte tatuaje! Vreau un tatuaj! Sunt atât de cool! Și eu vreau să fiu cool! Iu! Toate treburile mele de azi sunt gata! Hei! Stai pe loc! Unde te duci? O să-mi fac un tatuaj! Stai! Ce? Categoric nu! Bine! Pe cuvânt! Puștiul ăsta și ideile lui! Eu pacoste! Oare o fi vreun episod nou din serialul meu preferat? Bună, mamă! Bună, dragă! Ce mai faci? Vai de mine! Ce-ai făcut? Ți-ai desenat peste tot pe brațe! Sunt tatuaje, mamă! Nu-i așa că scul? Nu, nu, nu! Trebuie să curățăm astea! Bine că markerul ăsta permanent nu s-a uscat încă! Dar, mamă, erau tatuajele mele! Eu le-am făcut! Toate tatuajele mele au dispărut! Nu e corect! Îmi pare rău, dragă, dar ești prea tânăr pentru tatuaje! Dar poate te pot ajuta! O să folosesc partea de sus a unui capac pentru a marca cercuri! Și acum pot folosi acest fix pentru a trasa cercurile! Le vom putea spăla mai târziu când va fi nevoie! Și acum o să trec la acest fix roșu pentru a da culoare! Se pare că iese destul de bine! Voi contura modelul roșu cu mai mult negru pentru a-l evidenția și apoi vom copia acest design cu o altă linie neagră. Ok, e bine! Știi ceva? Cred că ne-ar prinde bine niște mov! Vom face un nou model pe aceste părți! Vreau să mă asigur că liniile mov arată la fel totuși! Vom umple puțin aceste linii și apoi poate vom mai adăuga ceva aici sus! Și am terminat! Ce părere ai? Wow! Un tatuaj adevărat! E atât de tare! Da, sunt cel mai tare! Mersi, mamă! Cu plăcere, micuțul meu domn! E bine, Robert? Nimic nu se compară cu un masaj bun! Oh, mă sună Justin? Trebuie să-i răspund! Am uitat complet că ne vedem diseară! Hei, Justin! Acum mă pregăteam! Ok, ne vedem! Pa! Trebuie să mă grăbesc! Oh, am bluza plină de fire de păr! Nu pot ieși îmbrăcat așa! Am fire peste tot! Ce nervant! Și-mi place mult ținuta asta! Cred că trebuie să mă schimb! Cât mai repede! Mult mai bine! Ce? Nu mă judecați? E confortabilă! Dar ce fac cu Rover? Nu pot să-l las cu Chris! Stai! Știu ce pot face! Am nevoie de niște haine! Astea sunt perfecte! Jacheta mea de piele sau hanoracul plictisitor al lui Chris? Hanoracul plictisitor câștigă! Am nevoie de câteva tricouri de ale lui! O să umplu hanoracul cu tricouri! Sunt suficiente! Și pot folosi craniul ăsta! O să-l bag în glugă! Parcă ar fi o bonă pentru cățel! Se putea și mai rău! Hei, Robert, vin aici! Vreau să-ți fac cunoștință cu cineva! Tipul ăsta dubios o să aibă grijă de tine cât mă văd cu Justin! Nu-i bai, nu mușcă! La Robert mă refer! Așa, așează-te confortabil! Hei, Justin, ne vedem altă dată? Am o urgență! Chris și-a rupt o unghie! Mimi, ești prietena mea cea mai bună! Vreau să te strâng în brațe non-stop! Ce blană moale ai! Stai! Nu, oprește-te! Cred că am înghițit puțin!
Sunt ud complet! Nu-i bai, știu că a fost un semn de afecțiune. Dar trebuie să mă schimb. Miros îngrozitor! Nu-mi vine să cred că am pățit asta. Bine, măcar că nu a fost treaba mare. O să mă schimb. Unde-mi sunt hainele? Au dispărut toate. Ce mă fac? Există o singură soluție. Trebuie să mă îmbrac cu hainele lui Mindy. Arăt chiar bine îmbrăcat așa. Mimi, trebuie să mergi la baie iar? Stai puțin, am o idee genială. E gata! Mimi, ți-am construit o toaletă! Hai, așa o să ai parte de intimitate! Ai terminat? Nu uita să te speli pe lăbuțe! Sunt super mândru de tine! Că mi-am terminat desenul! Carioca asta s-a stricat! Poate dacă o bag în gură? Tot nu funcționează! Ce enervant! Ce cariocă idiotă! Vreau să-mi termin desenul! Ai grijă, scumpa mea! O să folosesc pe asta roz! Nici asta nu merge! Era cât pe ce? Ia să vedem! Ce ai pățit? Nu-mi pot termina desenul! Nu mai merg cariocile! Asta da problemă! Oare ce pot face? Știu! Mami o să te ajute imediat! Grăbește-te! Ia un șervețel umed și împăturește-l. Apoi lipește-l de o bucată de scotch. Pune un bețișor de urechi peste șervețel. Și rulează-l, menține capetele bețișorului de urechi neacoperite. Acoperă-l la final cu scotch și taie-l. Apoi picură cerneală colorată peste capătul bețișorului. Șervețelul umed va absorbi cerneala și așa ai obținut rapid o cariocă. Poftim, scumpa mea! Wow! Pot să-mi continui desenul? E super! Mersi, mami! O să desenez soarele! Bravo, puiule! Ce distractiv e! Ce zi! Oh, ăla pare un loc bun de stat! Wow, ce frumos e! Ador să fiu înconjurată de natură! Ah, o veveriță simpatică! Bună, micuță! Ah, aș putea să te pictez! Nu te mișca! Ups, a fost cât pe ce! Scuze, mai durează nițel! Poate că merge să mă sprijin pe bancă! Stai așa! Nu, nu merge! Nu-mi găsesc o poziție comodă! De ce e atât de greu? Oh, e atât de frustrant! Pizza asta e delicioasă! Te pot ajuta cu ceva? Bună, îmi dai mie cutia aia? Îți dau bani! Sigur, dar nu și pizza! Super! Pot să-mi cumpăr mai multă pizza! Asta e ziua mea norocoasă! E fix ce-mi trebuia! O să folosesc chestia asta ca să proptez capacul. Apoi o să-mi pun foaia aici. Zici că e un șevalet! Acum pot să te pictez! Pot să o pictez pe fata cu pizza! Arată bine! Dar portretele sunt o provocare! Pizza chiar e mâncarea ideală! Hei, ai fost un model grozav! Ce ai spus? Mă pictezi? Poate reușesc să trag nițel cu ochiul? Nu o să fac zgomot! Nu se poate! Nu vine să cred! E o capodoperă! Wow! M-ai speriat! Tu ești! Sper că-ți place! Îmi place la nebunie! Pot să cumpăr pictura? Normal! Mersi! Ești o adevărată artistă! Ce drăguță ești! Mamă, mamă! Bună! Min! Oh, ești în regulă? M-a dorut, mami! Uite! Oh, scumpo! Stai puțin, am ceva! Ai nevoie de niște vată! Va opri sângerarea! Gata! Mulțumesc, mamă! Orice pentru fetița mea! Astea sunt bomboane! Miros a ciocolată! Au și gust de ciocolată! Ua! Un castron plin!
Oh, nu! Vine cineva? Nu văd nimic. Doar niște mobilă. Domnule ursuleț! Șt! Oh, Annie, ce faci? Ai grijă cu plușul? Ah, cad! Wow! Ai grijă la cap! Oh, m-ai salvat! A fost prea la limită? Am o idee! Bureții nu sunt buni doar la curățenie. Ei oferă o aterizare confortabilă. Wow, e super căciula! Ce-ar fi să o testezi? Nu simt nimic! Perfect! Unde altundeva? Wow, super! Grăbește-te, dragă! Suntem în întârziere! Mamă, ador să fac cumpărături cu tine! Da, scumpo! Acum stai aici! Am multe bagaje de pus! Annie? Oh! Încerci să te ascunzi pentru că ai făcut o treabă proastă! Haide! Te rog, nu pleca de lângă mine! Rămâi aici! Da, mami! Este ceea ce cred eu că e? Bine! Acum unde este? Annie! Ce faci? Annie! Bună, mami! Să mergem! Oh, nu vreau! Aproape am terminat, bine? Ok, mai sunt câteva! Serios, Annie? Ce faci acum? Tu și inimile alea! O să rezolv problema! Vom avea nevoie de un cerc! Pune-ți mâna deasupra și trasează cu un marker! Încearcă să o ții nemișcată! Aproape am terminat! Super! Acum vopsește zona din jurul ei! Am ales un portocaliu aprins, dar poți alege orice nuanță dorești! Și apoi ai terminat! Lipește desenul pe mașină! Nu-ți face griji, nu e permanent! Așa, e uniform! Annie! Să mergem, scumpo! Pune mâna! Wow, e super! E ștampila mea specială cu mână! E mișto! Iu, nu te mișca bine! Încă ești acolo? E minunat, scumpo! Nu e așa că parcul e minunat! Mama! Hey! Super! Ah, bună! Ava! Ia uite ce sus sunt! Dă-te jos imediat! Nu! Nu mă ascultă niciodată! Oh, Ava! Domnule Banane, vin! Auci, mi-a intrat o așchie! De aia nu ne cățărăm în copaci! Dar ce mamă aș fi dacă n-aș avea un as în mânecă? Nu ai o pensetă? Nicio problemă! Doar o mică smucitură! Am scos-o! Vezi? Ești un magician, mamă! Mersi! Pe curând! Hei, Ava! E cea mai drăguță chestie pe care ai văzut-o vreodată, nu? Cred că merită o gustărică! Gura mare! Cred că-i place, vezi? Îi trece prin tot esofagul! Wow! Urmează o singură chestie! Poftim, micuțule! Hai să facem dansul digestiei! Ok, cred că a sosit momentul! Simte-te bine, micuțule! Cred că-l văd cum iese! Eu, cam scârbos, dar cam interesant! Gata? Zici că e un nisip ud! Eu, dezgustător! Vin! Hei, dă-te! N-ai cum să ajungi tu prima! Și ne răstogălim! Uf, ce tare e podeaua asta! Aproape am ajuns! Niciun pat nu-mi stă în cale azi! Woohoo! Da, șmecherie! Nu te mai grăbi așa bine! Ha, am intrat! În fine, rutina de dimineața părului, bifată! Uite ce păr superb! Respirație neplăcută, dispari! Totul face parte din proces! Și acum urmează un concert în baie! Da! Mâinile în aer! Ce mai va face acolo? Oh. Dar o dimineață nu e bună fără ușurarea aia matinală! Scrie o carte acolo!
puțin. Știu cum să grăbesc puțin lucrurile. Ha! A? Ce se întâmplă? Să se învețe minte. Câtă răutate! Dar cred că pot să schimb situația cu un pic de ajutor din partea acestui aparat. Îl prind pe vasul de toaletă, pun colacul la loc și s-a făcut lumină, frate! Chiar în orice nuanță dorești! Am propriul spectacol de lumini! Ah, mult mai bine! Acum aș putea să stau aici pentru totdeauna! Pa, pa! Mă simt alt om! S-a aprins iar lumina? E perfect pentru că o să pun la cale o farsă epică! Cum ar fi să intri și să vezi așa ceva? Să nu uităm de miros! Atât de proaspăt! Dacă-ți place mirosul unui hambar... Era și timpul? Frate, ce-ai făcut aici? E groaznic! Bleah! Cred că glumești! Inacceptabil! Ah, mult mai bine! Acum am de muncă aici, dar o să depun cât mai puțin efort posibil. Chestia asta curăță locul meu! Nu-i așa că sunt simpatice culorile astea? Ar trebui să curățe mizeria aia imediat! Nu mai e nevoie să freci! Fă-ți treaba, burețel înfricoșător! Să nu-i dea centul de spumare! Ba chiar mult să fie! Acum zici că e o petrecere aici! Sper că am folosit destul! Acum mai trebuie doar să trag apa! Pa, pa, căcățel scârbos! Nu o să-mi fie dor de tine! Uită-te la frumusețea asta! Și miroase grozav! E rândul meu acum! E ca și cum aș sta pe un cup de gheață! Oh! Pot să fac ceva cu hârtia asta? Măcar pot să încerc! Așa pielea mea nu o să atingă colacul! Hei! E tot rece ca gheața acolo! Corpul meu nu minte! Mi s-a făcut pielea de găină, vezi? Dar am o idee și mai bună! Popitul meu! Ieșiți, micuțelor! Faceți-vă treaba! Stați pe colac ca să nu mai fac eu asta! E ca și cum ar forma o barieră! Ultima! E o idee genială, nu? Și arată și drăguț! Acum hai să testăm chestia asta! Da! Atât de plăcut! N-ar trebui să dureze mult! Ți-am zis! Mi-a venit o idee! Oh, da! Pot să intru și eu în jocul tău? Hei, trebuie să o încălzesc cumva! Perfect! Să o facem! Să fie ciocolată sau caca moale? Sper ca lumea să creadă că e ultima variantă! Baia e a ta! Doamne, în sfârșit! Ce e? Ia uite! Poți să te așezi pe astea! Serios? Chiar arată interesant! Vin! În ce am călcat? Eu? A ieșit perfect, nu? Ce dulce e răzbunarea! Nu, nu pot să mă mișc! Cred că o să vomit! Ia-l de pe mine! Ok, încearcă să te calmezi! Urăsc, Samosoră! Se pare că o să fac o baie rapidă! Aparent fără apă! Zici că e un coșmar! Of! Unde pot să-mi spăl piciorul? Cred că ar putea fi utilă chestia aia! Mă ocup imediat! Picior curat, abia te aștept! Îl umplu cu spumă și-mi bag piciorul în el! Hei, chestia asta mă ghidilă! Dar mă și relaxează! Zici că e un masaj plăcut pentru picioare! Acum în cizmă ca să-l clătesc! În sfârșit, pielea mea e curată! O să-i trimit asta lui Sunny! Nimic nu mă supără, ok? A? Un mesaj? Cum de piciorul ei e deja curat? Ce se întâmplă aici, a? Ah, nu ai cum să mă păcălești, surioară! Vrei să te speli pe cap? Pentru că ai nevoie acum! Scârbos! Lasă-mă în pace! Sunt dezgustătoare! Uf! Frate, ce bun a fost șamponul ăla! Acum o
să-l coafez. Ce plăcut e! Dar mi-ar fi plăcut să nu dureze atât. Ok, în sfârșit fac progrese. Hei, arăt bine? Sunt gata! Unde e toată lumea? Ce naiba? Abia mi-aranjasem părul! Fix la țintă! Ți se pare amuzantă? Părul meu e iar learcă! Atunci pune-ți chestia asta data viitoare! Eu, pungă de plastic? De fapt, cred că aș putea să o folosesc! Îmi bag părul în chestia asta, mi-o ridic în vârful capului și o leg la spate. Am nevoie de o găurică aici, ca să pot să bag uscătorul acolo. Salutare, aer cald! Ca o vizită la salon, nu-i așa? Ești nebună? Poți să-ți dai și tu cu părerea. Mie mi se pare că arată bine. Sunt șocată! Hai să plecăm, că altfel întârziem. Ne așteaptă o zi lungă. De ce nu se deschide ușa asta? Ne-am încuiat pe dinăuntru! Nu-mi vine să cred! Se pare că o să stăm în baie. Și mai devreme îmi doream nespus să intru. Acum vreau doar să mănânc. E ceva comestibil pe aici? S-ar putea să am ceva de ronțăit. Da, ești cea mai tare! Ține chestia asta! Hei, sandwichul ăsta face prea mare mizerie. Efectiv, n-am noroc azi. Poate reușesc să rezolv problema. Poftim, pot să o ții pe post de tăviță plutitoare. Îți ține și băutura, vezi? Poftă mare mie! Este sau nu mușcătura perfectă? Bravo! Mie mi-e poftă de ceva dulce. Și ca să rămân în tema, mănânc dintr-o toaletă. Totuși dintr-una plină cu bombonele. Un deliciu! Fetelor, sunteți acolo? E tata! Lasă-l să bată în continuare! Pare un plan bun! Până la urmă, nu e atât de rău aici! M-am obținut mult! Era să iasă urât de tot! Stropit. Dar știu cum să opresc treaba asta. Am nevoie de o foaie de hârtie igienică. O voi pune în vasul de toaletă. Gata cu stropitul și fără fundul ud. Ce ceașcă bună de cafea. Cel mai bun mod de a începe ziua. Scuze, dragule, sunt disperată. Faceți loc. Cineva se grăbește. Cred că voi aștepta. Ce s-a întâmplat? Copii, ha? Mult mai bine! Am terminat! Piu, pute! Ce-am mâncat? Stai, nu mai avem odorizant! Era fix ce-mi trebuia! Va fi bine! Mi-am terminat treaba aici! Ce se întâmplă acolo? Este a voastră! În sfârșit! Blea! Poți să te duci tu primul? Nici gând! Țin la sănătatea mea! Miroase atât de urât! Cum poate un om să producă un așa miros? Te ustură nările! Trebuie să vezi asta, dragă! Bleah! Ce disgustător! Eww. Trebuie să o curățăm! Putem folosi ăsta! E gol! Stai așa! Știu ce trebuie să fac! Să începem! Voi avea nevoie de săpunul lichid. Îmi trebuie și un bol. Voi adăuga săpunul în castron. Ne trebuie mult! Cred că e suficient! Acum am nevoie de gelatină. O voi presăra în castron. Exact așa! Perfect! Apoi voi adăuga bicarbonat de sodiu. E ca și cum ai face un tort. Deși nu cred că ar fi gustos. Vreau să miroasă bine. Așa că voi stoarce paste de dinți în castron. O să fie mentolat amestecul. Cred că am pus tot. Trebuie să combin ingredientele. Voi folosi un bețișor de înghețată ca să le amestec. Arată bine! Acum voi turna totul într-o seringă. Voi strânge capacul. Cred că este gata! E timpul să curățăm toaleta!
Vei avea nevoie de asta! Totul e sub control! Voi aplica amestecul în interiorul toaletei. Voi face mici moțuri. E ca și cum ai glazura un tort. Să folosim culori diferite. De aceea am folosit săpun și pastă de dinți diferite. Ok, e timpul să tragem apa. Miroase! Wow, e un răsfăț al simțurilor! Nu, pleacă de aici! Grăbește-te, scumpo! În sfârșit! Bună, tată! Serios? Vezi asta, nu-i așa? Mac, mac, micuțule! Trebuie să te curățăm! Stai! Faci pipi? E atât de scârbos! Te-am avertizat în legătură cu asta? Ce-i cu mirosul ăsta? De la mine vine! Trebuie să iau săpunul! Aici era! Miroase a nucă de cocos! Ups! E un obiect alunecos! Vino înapoi! Crezi că pot scăpa, hă? Începe să devină enervantă treaba asta! Mami! Vino încoace! Ce s-a întâmplat, Justin? Săpunul este răutăcios! Îmi tot alunecă din mână! Ce ar trebui să fac? E o problemă! Trebuie să găsesc o soluție! Stai așa! Știu ce să fac! Mai întâi am nevoie de un săpun și de o răzătoare! O să rad săpunul! Voi aduna răzătura într-un bol! Îmi trebuie multă! Rad cam jumătate de săpun! N-ar trebui să dureze mult! Acum topesc răzătura! Apoi voi lua popitul lui Justin! Voi turna săpunul lichid în popit! Mai sunt multe de făcut! Voi avea nevoie de uscătorul de păr! Îl folosesc pentru a întări săpunul! E nevoie de un jet rapid! Voi aplica lipici pe partea din spate! O să iau o bucată de material! Și o să o lipesc pe săpun! Apoi mai pun un săpun deasupra! Ar trebui să se lipească unul de celălalt! Oh, Justin! Fii atent! Ăsta e săpunul de care ai nevoie! Oh, dă-mi-l! Wow, e exact ce-mi trebuia! E grozav! Mersi, mamă! Asta fac mamele! Ești gata de plecare, Jasmine? Mami! Ce este? Trebuie să fac pipi, rău de tot! Glumești! Bine, dar grăbește-te! Poți conta pe mine, mami! Asta se întâmplă de fiecare dată! Ai terminat? A fost oribil, mami! A fost peste tot! Nu se mai oprea! Uite-te la rochia mea! Ce s-a întâmplat? Nu vreau să vorbesc despre asta! Dar bine! N-ar fi trebuit să beau încă un suc! Stai așa! Toaleta arată diferit! E o toaletă de fetițe mari! Wow! Uite-te la ea! E imensă! Bine, pot să fac asta? Cât de greu poate fi? Ajutor! SOS! Nu a mers conform planului! Toaleta a încercat să mă mănânce! Are propria personalitate! A luat o razna! Ce vrei să spui? Am înțeles! Vino cu mine! Avem nevoie de acest gadget util! E colacul de toaletă perfect pentru tine! Haide, încearcă-l! Wow! Ia uite! Dă-te din calea mea! Un pas mic pentru Jasmine, un salt uriaș spre toaletă! E confortabil! Te las să-ți faci treaba! Mersi, mami! Ce interesant! Stai! Ceva e diferit! Ne-am luat o toaletă nouă? O voi testa acum! M-aș putea obișnui cu asta! Da! E deja dimineață? Sunt treaz! E timpul să mă joc! Arăt bine! Nici o schimbare! Îmi pute respirația! Trebuie să mă pregătesc! Ar trebui să mă îmbrac! Este o nouă zi frumoasă! Mă întreb ce aventuri mă așteaptă! Vreau să mă întorc în pat! Ce naiba? Ce caut asta pe podea? Am învățat o minte pe sticla aia! Să începem! Am o rutină de înfrumusețare perfectă! Mereu trebuie să arăt cât mai bine! Măcar am toate produsele mele preferate! Voi începe cu părul! Trebuie să arate grozav! Dar merită! Ce urmează? Știu! O baie în cadă! Merit puțin timp pentru mine! E cel mai bun mod de a începe ziua! Să terminăm odată cu asta! De ce am nevoie? Uite ce dezastru! Chiar ar trebui să fac curat! Dar pare să fie mult de lucru! Și sunt un tip ocupat! Nu pot să las totul așa! Știu! Sunt un geniu! Trebuie să fiu rapid! Trebuia să mă gândesc la asta mai devreme! Sunt tare și red! Trebuie să fiu silențios!
Fără mișcări bruște, Lily nu trebuie să știe că sunt aici. Aha, e exact ce căutam. O să mut gunoaiele astea. Wow, are o mulțime de produse. Oh, ce frumos miros. Concentrează-te, Justin. Aproape am terminat. E timpul să plec. E infracțiunea perfectă. Habar nu are. Pa, pa! Ăsta va arăta grozav în baia mea. Am reușit. Hai să găsim un loc bun pentru tine. Aha, chiar lângă chiuvetă. E bine. Acum mă pot relaxa. Ce dimineață! Baia este gata. Abia aștept. Mă duc să-mi iau niște demachiant. Stai așa. Ce s-a întâmplat? Justin! E în mare încurcătură. Întotdeauna face asta. Hei, care-i faza? Vai, nu știi să bați la ușă? Raftul e al meu. Să nu mai faci asta din nou. Nu, se potrivea în camera asta. Data viitoare nu voi mai fi așa drăguță. E incredibil. O să pun raftul la locul lui. Clar îi voi spune mamei despre asta. Întotdeauna mi-a lucrurile. Lily, nimeni nu mă deranjează la toaletă. Ăsta e al meu acum. Nu mă poți opri. Ah, da, mai vedem noi. Stai așa, am o idee mai bună. O să golesc cutiile astea. O voi așeza pe o parte. Apoi îmi voi lua pistolul de lipit. Voi aplica o linie subțire de lipici pe margine. Nu vreau să existe goluri. Acum voi mai lipi o cutie pe ea. Voi continua să fac asta. Și așez cutiile una peste alta. Cred că am terminat. Justin! Este grozav! Unde a fost raftul ăsta toată viața mea? Lily, ce vrei? Am venit cu gânduri de pace. Uite ce ți-am făcut! Ce? Am raftul meu! Stai, sunt intrigat! Ok, ne-am înțeles! Wow, ia uite, este frumos! A fost o plăcere să fac afaceri cu tine! Mă rog, lasă-mi rafturile în pace! Ura! Ăsta e pupitul meu preferat! Ador fluturii! Vai de mine, se comportă ca un îngeraș! Ah, bună! Nu te-am mai văzut de-o veșnicie! Ce mai faci? Hai să mergem la plimbare! Da, o faci! Crezi că am putea străbate lumea întreagă? Oh, uite, păpușico, o piscină! Ador să not! Wow! A, ți-e sete? Ar trebui să bei ceva! Poftim! Cum e? E bună? Oh, nu! Unde a dispărut? Ah, oh, e acolo! Nu pot să cred cât de mult a crescut de când am văzut-o ultima dată! Păpușico, nu mai e atât de distractiv! Ah, ia uite! E o minge acolo! Oh, e chiar o minge bună! O ador! E cu roșu și albastru! Hei, vino înapoi, minge! Nu te mai rostogoli! Vreau să mă joc cu tine! Wow, minge! Uite cât de înalt e copacul ăsta! Merge până sus de tot! E cel mai tare copac din lume! Copacule, copacule, pun pariu că pot să te scutur! Glum ne-am! Efectiv, mă obsedează cartea asta! Ha? Stai! Unde a dispărut? Unde e? Nu, nu, nu! Lipsește! Nu e nicăieri! Uite-i păpușica! Dar o ia peste tot! Unde o fi? Nu vă supărați! Bună, ați văzut o fetiță pe aici? Arată așa, e foarte drăgălașă! Oh, ne pare rău, n-am văzut-o pe aici! Unde s-ar fi putut duce? Telefonul meu! Alo? Da, da! Oh, Doamne, mulțumesc din suflet! Oh, unde e? Ah, îngerașul meu, draga mea! Mămica te căuta peste tot! Bună, mami! Ah, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi! Cum ați găsit? Ah, avea brățara asta, am sunat la numărul de pe ea! Vai de mine, am uitat că i-am făcut brățara aia! Am luat niște gută și apoi niște mărgele! Inimioare ca să arate drăguț și apoi și numărul meu de telefon! La final și numele ei și apoi și mai multe inimioare! Eh, vă mulțumesc atât de mult că mi-ați adus-o înapoi pe Annie! O zi bună! Fă-i cu mâna eroinei tale, Annie!